Bună copii! Astăzi este marți, a doua zi din săptămâna patimilor. Vă aduceți aminte, ieri am făcut un lucru manual împreună care ne ilustra cum Domnul Iisus, în ziua de luni, a intrat în templu și când a văzut că oamenii nu se închinau lui Dumnezeu, ci făceau alte lucruri, vindeau, cumpărau, a răsturnat mesele schimbătorilor de bani, făcând astfel curățenie. A doua zi a intrat în templu din nou, dar de data aceasta a luat Sfânta Scriptură. În vechime, Sfânta Scriptură nu era completă, nu avea și Vechiul Testament, cum avem noi, și Noul Testament. Avea doar Vechiul Testament și se numea Tora. Și știți voi că Biblia, Vechiul Testament, are 66 de cărți. Ei bine, la ei nu erau toate cuprinse într-o carte, ei nu aveau așa forma cărților. Ei aveau astfel de suluri, poate erau făcute din papirus, din piele, și fiecare carte era separată. Și deschideau sulul, așa, și citeau. Și Domnul Iisus a făcut asta marți. A deschis și a citit. Oamenii îi sorbeau cuvintele de pe buze, pentru că Domnul Iisus niciodată nu se înălța pe sine, ci îl înălța pe Dumnezeu. Le spunea oamenilor despre Dumnezeu, despre împărăția Lui și despre ceea ce avea în plan cu oamenii. Să-i mântuiască, să-i salveze, să-i elibereze. Haideți să începem lucrul nostru manual de astăzi. Avem nevoie de foaie A4, riglă, foarfecă, lipici, carioci, cafea sau acuarele, pensulă și uscător de păr. Pentru ziua de astăzi trebuie să tăiem o foaie A4 în două, o să păstrăm doar jumătate. Data trecută am avut o foicică de mărimea aceasta, avem și pentru azi o foicică asemănătoare. O să scriem ziua, adică marți, și referința biblică, Matei 26 cu 55. B. O punem deoparte, așa, pentru că vreau să facem aici ca o cărticică de pe vremea Domnului Iisus, ca un sul. O să mai tai puțin din ea să încapă. Și acum o să o pictez cu cafea. Cafeaua îi dă foii o aiură de vechi. Și puteți să folosiți un uscător de păr. O să vă arăt și eu după ce am uscat-o. Bun, deci am deja foaia uscată. Vedeți, arată ca o hârtie veche. Vreau să pun puțin lipici. Și o să încerc să o pun la mijloc. Sper că e lipită bine. Și pentru că vreau să fac un sul ca pe vremea Domnului Iisus, o să l-aduc aici. Și înăuntru vreau să scriu Biblie în limba ebraică. Și pentru că evreii scriu de la dreapta la stânga, o să încerc și eu să scriu tot așa. Bun, mie așa mi-a ieșit lucru manual și vreau să vă mai citesc ceva din Biblie. În toate zilele ședeam în mijlocul vostru și învățam norodul în templu. Asta este ceea ce spune Matei 26 cu 55b. Așa că vreau să vă îndemn ca de fiecare dată când vedeți această foaie din cărticica voastră, vreau să vă aduceți aminte cum Domnul Iisus mergea în templu și învăța noroadele. Dragii mei, sper că v-a plăcut lucrul manual de azi și că o să-l faceți cu mare încântare. Pe curând!